Despre învierea lui Iisus Hristos se pot spune multe lucruri. S-au pictat tablouri, s-au compus melodii, s-au scris poezii. Au fost lucrări de o valoare mai mare sau de o valoare mai neînsemnată. S-au spus în toate vremurile și s-au spus în toate graiurile. Oamenii știu multe despre Domnul Iisus, care a înviat într-o zi ca aceasta. Dar cel mai frumos mod în care se poate prezenta vestea învierii Domnului Iisus Hristos este expresia armoniilor sonore. Compozitorii, autorii, dirijorii cât și muzicanții și-au dat concursul pentru realizarea unor expuneri cât mai ferme și mai aproape de valoarea evenimentului. Cantata Răsare o speranță prezintă în tabloul ei ceea ce noi toți, tu și cu mine, avem nevoie. Dacă mesajul învierii Domnului Iisus a răsunat de atâtea ori în ziua aceasta, vreau să-ți spun că tu ai nevoie de Hristos. E adevărat, Iisus a înviat în acea dimineață și e viu în veci de veci. De aceea există speranță, indiferent de nevoi sau necazuri. Dacă te simți un respins, un nevrednic, un lovit sau captiv, vino la Iisus. Oh,
găsit în Israel. Roma era încă una din multele puteri care au apăsat cu asprime peste poporul evreu de-a lungul istoriei. Era greu ca cineva să mai creadă că vor vedea vreodată țara lor ridicată așa cum a fost înainte. Atunci a apărut un profet. Au mai fost profeți înainte, profeți ca Ioan Botezătorul, care au venit să propovăduiască adevărul că împărăția era aproape. Dar acest nou profet, acest Iisus din Nazaret, părea atât de diferit. Cei nevoiași și disprețuiți de ceilalți,
cum atingea pe leproși și se însoțea cu vameșii. Ea credea că de-ar putea să se atingă de el, doar de poala veșmântului său. Iisus i-ar schimba și ei viața. Oh.
păcatele noastre. Ce sacrificiu uimitor! Ce minunat dar al iubirii! Și totuși, celor ce au îndrăznit să-L urmeze pe întreg drumul Calvarului, ceea ce s-a întâmplat acolo le-a provocat o imensă durere. Ultima lor imagine cu Iisus a fost când Iosif și Nicodim l-au coborât frânt și fără viață de pe cruce. A fost sfârșitul oricărei nădejdi legate de împărăția ce părea că s-a închis. Întunericul se lăsa peste visele lor ce mureau. Agonia unei tristețe adânci le golea încet viața. Ce altceva mai era de făcut decât să plece acasă? Thank you.
dacă te simți un respins, un nevrednic, un lovit sau captiv, vino la Iisus. Și te eliberează. După cum El însuși spunea, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Odată întâmplat acest lucru, vei dori părtășia cu toți cei transformați de Harul Său. Vei dori să cânți laudele sale și să-i spui cât de mult îl iubești. Ție, Împăratul meu, ție, Împăratul meu, slavă. Father.